România trebuie să facă rapid în următorii 4 ani tranziția către o economie competitivă care promovează know-how, a declarat astăzi premierul Florin Câțu, exprimându-și speranța că strategia pentru dezvoltarea pieței de capital va fi aprobată cât mai curând în vederea dezvoltării investițiilor. Premierul Florin Câțu participă marți la videoconferința Bursa în anul crizei sanitare și al incertitudinilor economice. Uitându-ne la anul acesta și ce urmează, ideea este ce vrem noi și ce vrea această coaliție de la această economie. Și punctul meu de vedere este momentul să facem tranziția și să facem rapid către o economie competitivă, digitalizată, care promovează know-how, tehnologia, o economie modernă. Ăsta e momentul. Acum trebuie să facem tranziția. Și trebuie să facem tranziția rapid, nu trebuie să o facem în 4 ani de zile. Acesta este provocarea pentru noi. Adică vă spun că fără o economie puternică, o economie care să fie competitivă în Uniunea Europeană, dar și la nivel global, restul, tot ceea ce auzim în spațiul public, reprezintă doar promisiuni populiste. Și vreau să asta să fie foarte clar. Din punctul meu de vedere, tot ceea ce facem noi prin act de guvernare trebuie să aibă ca rezultat o economie puternică, o economie competitivă, o economie care să stea pe picioarele ei și să nu mai avem acea atitudine de a aștepta să vină investitorii la noi. Noi ne pregătim și așteptăm, nu, să mergem noi după investitori. Deci trebuie să intrăm în terenul de joc, să atragem investiții. Șeful executivului a subliniat că va trebui schimbată și atitudinea în privința atragerii investițiilor, să nu mai avem acea atitudine de a aștepta să vină investitorii la noi. Noi ne pregătim și așteptăm, nu, să mergem noi după investitori. Deci trebuie să intrăm în teren de joc, să atragem investiții, a transmis prim-ministrul. Sper cât mai curând, și asta va ajuta foarte mult, să avem aprobată și finalizată strategia pentru dezvoltarea pieței de capital. Este un lucru foarte important și ar trebui să se întâmple cât mai curând. În același timp, din partea noastră, bineînțeles, guvernul a adoptat un proiect de lege care a mers în Parlament pentru a anula inepția de anul trecut, care nu permitea companiilor de stat să fie listate. Acest lucru sper că se va întâmpla cât mai curând. Și după aceea, bineînțeles, aveți aici și domnul ministru al economiei, care vă poate spune dacă există companii în coordonarea ministerului care pot să fie listate sau nu. Vom avea și avem și la energie și sunt mai multe sectoare de unde putem să găsim candidați pentru piața de capital. Premierul a menționat că rămâne în intenția sa și există o strategie în acest sens pentru capitalizarea instituțiilor financiare ale statului. Rămâne intenția mea și avem o strategie aici pentru instituțiile financiare ale statului, că sunt mai multe instituții, nu doar CEC, ale statului, de a le ajuta cu capital, dar nu de la stat. Este o discuție pe care o vom avea în perioada următoare pentru a prezenta o strategie pentru toate aceste instituții financiare ale statului, având în vedere că urmează și înființarea unei bănci naționale de dezvoltare și cumva trebuie să integrăm totul, deci toate. Avem o bancă de retail, avem o bancă de corporate retail, avem 2 fonduri, garantare, conta garantare și mai facem o bancă de dezvoltare. Toate acestea erau, bineînțeles, înainte să preluăm guvernare, erau deja făcute și acum vom veni cu o strategie pentru toate, dar ca să facem o reformă a acestor instituții, este nevoie de capitalizare și nu va face statul această capitalizare. El a subliniat că o altă direcție de acțiune este eliminarea risipei banului public și menținerea cheltuielilor publice sub control. Potrivit premierului, România trebuie să profite în această perioadă și de evaluarea foarte bună a Standard & Poor's. Nu s-a mai întâmplat niciodată să se întoarcă evaluarea unei perspective atât de rapid, după numai un an de zile. Asta arată foarte clar că ceea ce am promis și unele lucruri le-am făcut, dar ceea ce am pus pe hârtie este credibil. Asta este cel mai important. Arătăm că vrem să facem lucrurile acestea și le-am pus într-un mod credibil. Trebuie să profităm de acest lucru și să, de partea noastră, să ne uităm la care au fost barierele din cauza cărora până acum investitorii au ocolit România. Eu am câteva idei din modul în care noi tratăm proprietatea privată, de exemplu. Numărul de autorizații, timpul până în care trebuie să aștepți până fie autorizații. Sunt lucruri care sunt importante, dar cred că dacă noi clarificăm pentru investitorii străini
că proprietatea privată în România este garantată, nu este nicio problemă și nu există riscuri, cred că vom face o mare diferență în perioada următoare. Prim-ministrul a reiterat că nu are în vedere creșterea de taxe, iar la nivelul fiscalității va continua implementarea de noi proiecte. E-facturarea este, după conectarea caselor de marcat, următorul proiect major. Ambiția mea este de a-l avea gata anul acesta. Voi avea discuții cu ministrul finanțelor pe această temă de a accelera acest proces, a precizat Câțu.